Deși rochea lui Zuhar Murat costă 50.000 de euro. Zic, dar asta nu-i mult. Eu mâine am show. Și tu ne azi îmi spui că eu mâine nu mă prezint? Zic, duceți-mă nahrân. Fetele, pantofi roșii, ruși roșu și rochiță neagră? Trebuie. Конечно. Asta e sexy. Ți-i rușine să ieși în trânsul, dar te îmbraiești să nerușinoasă. Îți spun că azi ne rău, vrei mă înțelegi, nu vrei mă înțelegi, dar oamenii te permite te ascultă. Tu te simți vinovat că ți-i ghini la moment. Vreau să trăiesc și să fac lumea mai frumoasă. Salut, sunt Evgenie Hudorașcov și vorbim la 1 noapte. În viața mea la moment se întâmplă un pic de creație, un pic de panică, un pic de toate cele. Nu, e o stare bizară. Pur și simplu pot spune că e o stare bizară. Presupun că e agitație, dar e mai mult incertitudine de ce va fi mâine. Eu cred că majoritatea oamenilor sunt în starea asta. Dar eu dramatizez prea tare. Și respectiv sunt decalaje de astea mari, de valuri, care iarăși ele, presupun că ele sunt normale în situația dată. Dar așa per se încercăm să facem lumea mai frumoasă. Eu atunci când muncesc, creez, schițez, drapez diferit, chestia asta are o menire. Și tu nu știi, eu nu știu, asta să fie menit să fie purtat sau s-a întâmplat ceva și nu va fi purtat. Cam ceva genul ăsta. Real dramatizez prea tare. I'm proud of că m-am dus de la universitate atunci când am vrut. După că am apăsat pe buton ca să lucrăm împreună cu mama și să creăm ceva împreună. La mine ala e așa. Mă motivează cumva, știi punctele cum să le aliniez într-un oarecare mod ca nici să nu mă prea... Doar realitatea care ne spune, dar totodată e ca un padjobnic de asta. Hai să facem, hai să facem dviș. Că cum recent noi am avut anzipul împreună, în sens, eram în show și cu o săptămână înainte de show, în perioada aia eram plecat într-o deplasare. Și urma în două zile să fie evenimentul, evenimentul era marți, duminică eu încă eram în Istanbul. Mă sun dimineața și cum tu, zic, ia că am găsit și coroniți și deșele, și deșele, atât e frumos colecția îți faci, pozele le primesc, fetele lucrează, da, e stresant că e la distanță, dar e sepagraf, am mai găsit niște chestii ca să schimb unii lucruri, cam timp, două zile, it's more than enough. Și așa, Jeni, trecem show, cu este moment care trebuie să-l trecem, dar după asta prinești așa un zghiob, că tu te arunci în toate părțile și nici nu faci. Îmi dau seama că eu pot să mă arunc în o grămadă de părți, pistă-ți spun da și după asta mă gândesc, na, rena. Perioada asta de pandemie, când noi tocmai activitate nu era, presupun că poate fi chestia asta, că mă, te arunci în tăt și ți-o propuni. Nu mă arunc în tăt, mergi, nu mergi, oricum încep să calculez câte o leacă. Asta de-am este un mic plus. Înainte era rușine și acum eu, că lucrând cu Angela pe tema asta, eu ne-am dat seama că eu acum, slavă Domnului, mă prind în momentul că eu sunt în impas și eu știu din ce cauza asta se întâmplă. Dar nu așa că era în anterior cum reacționam. Că era impasul, idei și mă jăluiem, dar nu înțeleg ce am de la ce mă jălu. Dar cum, măcar câte o leacă înțeleg de la ce. Chestia asta, de unde vine și cum eu pot să o calmez. Dar înainte inhibam. Acum, eu accept că este ok. Azi ne rău. Îți spun că azi nu erau, vrei mă înțelegi, nu vrei mă înțelegi, dar oamenii tăi permanent te ascultă. Presupun. A mei mă suport. Probabil că la fiecare diferit. În sine asta e multă alergătură și multă creație și permanent e dramă, că tu n-ai inspirație. Cam este momentul ăsta. După concept, atât e pricolnă, atât e zășibis, dar după aici aș mai schimba așa. Acolo aș face așa. Asta poate vopșe aș scoate și mă gândim, na, figa am scos-o. Dar iarăși asta e evoluție și data viitoare tu faci o leac mai puțini greșeli. Care greșeli nici pot să-mi par că greșeli. Unul din punctele de care eu tare mă mândresc și eu cu echipa cu care lucram atunci,
spunem oameni, că fetelor, noi facem istorie. Când am făcut prima dată Fashion Performance ca spectacol împreună cu Ala în 2019, când erau 66 de minute de show, cu 66 de ținute, cu nu pur și simplu prezentare unde e prahot că dreaptă, da, dar e cu desen adânc, cu filozofie mai spirituală cumva. Cât un pic, tot o să iei mai în serios, nu doar că pur și simplu prezentări de bază care sunt pe drept. Dar fiecare creator să aibă posibilitatea să-și expună viziunea și părerea prin haină, în modul în care el vede împreună cu regizorul, sau să fie ghidat de regizor, să dea mesajul, nu doar pur și simplu cămașa albă poate mult să spună. Că bă, asta e un moment. După, sunt mândru de mine, într-un oarecare mod, că am făcut în vară un curs pentru femei, se numea Nadivai Sastaiane sau în română Îmbracă Starea. Per se era nu despre haină, era despre ce și tu poți să iei din haină pentru a te proteja. A folosit instrumentul îmbrăcămintei ca siguranță, influența culorii asupra stării tale care tu o ai, mixul de culori, cam așa. Nu era anume despre trenduri, curăluși și fel de fuste, sportăm și chestii de astea, că sunt contra la asta. Nu, fetele, pantofi roșii, ruși roșu și rochiță neagră? Trebuie. Cănești, asta e sexy. După fetele îmi place cum arată costumul bărbătesc sau ei costumul boyfriend-ului sau alu tată, depinde. Okay. Nu, dacă ne încadrăm în parametri ca de mărimi. Lingerie din dantelă frumoasă. Nu, asta e bază. Asta e bază care este la toți. Cămașa albă, pantalon, blug, maiou, clasic în câteva nuanțe că tu să poți să mixezi. Dar aș sugera asta să minimizăm la maxim. Mai mult să căutăm elemente cheie care sunt a noastră, dar nu sunt bază care o găsești peste tot. Ok, cămașă nu albă, dar de culoare fucsia. Care tu combini și cu albastru electric jos, fie asta o fustă evazată, îți privește frumos și cu blug, poți să-l îmbraci la pantalon la dungă cu sacou și pe high heels negre, cu fustă albă, pantalon alb, shorts alb. Asta e una. După, sunt forme iconic, cum ar fi trenciurile. E prikolno să avem câteva. Unul care e de bază camel, unul negru și unul ieț imprimeau de flori sau animal print, debilne de este care ți-i rușine să ieși în trânsul, dar te îmbraci și sunt nerușinoasă sau nerușinos. Asta nu e not the best quality. Este overlock. El se costură să vede. Asta când e prelucrat cu biel. Asta e prelucrare mai scumpă cum ar fi. Și la tine toată partea cum ar fi. Toate mațele ele nu se văd. După dacă este pe dosală ori nu, dosala asta e dublură la cum e dublat. Spre exemplu, dacă e sacou, cât la maxim tu poți faci mișcări, nu chiar ca să te-ai nici strâns în ușă sau strâns, dar nici gimnastică să faci, că totuși asta e sacou. Tu pur și simplu simți haina asta diferit pe tine. Dacă de cumpărat online, e greu. Eu sugerez mai tare să ai posibilitate să măsori și să vezi, că tu simți haina asta dacă e... Păi e poate să fie și mega scumpă, dar nu, partea și nu e calitativă. Căroci, tu o simți pur și simplu. Îți dă o stare și tu te simți confortabil, o simți ca două piele. Fiind chiar o haină mega grea. Poate fi un palton de lână greu, dar tu te simți în trânsul ca na două piele. Chelsteleit pe tine. Era o fată care tare vroia niște haine. Una, că nu-mi place cum arată pe dânsa. A doua, eu leac nu rezonam cu dânsa. Știind un pic background-ul care este. Și poate asta nu-i corect. Dar eu n-am vrut să vând. Ok, eu am vândut din trei piese vestimentare una, eu am fost spate spus în minus, dar totuși undeva eu aleg, undeva pe minim aleg. Dar de mine sunt mulți creatori. Bun. Așa cum în ultima perioadă, fetele care vin, și băieți care vin, ei vin după stare. Culorile de asta stare. E rochie, rochie, siluet, fustă, soare, dublu,
Corsetul o leac mai altfel, are liniile, e brodat manual și genii, eu mă sunt trastă carelevă. Ok. Că bă, asta era și scopul, dar... Oricum, eu nu pot în cazul ăsta da tot ce vreau eu să dau și evident în fața mea nesiguranța care eu văd în oglindă. Eu de fiecare dată retrăiesc. Cu o seară înainte de asta pot să nu dorm. Pot să fiu foarte rău în decurs până la. E că tot partea asta din nerv care putea să fie, care era în tot perioada până la. E cumva că noi ne îmbrăcat, stăm deja în rând ca pentru ieșire, la mine se duci că... Eu pur și simplu atunci caifuiesc. Și tot caifuistă, probabil că tot partea negativă o scoate de parte și eu să o uit. Hătea și din partea asta de nervozitate, eu accept că eu pot să tremure ca așa. Cal hainele și la mine mâinile se duc. Și tu ești cam, da, tot bine. Dar ce trebuie? Nu știu. A fost așa un caz că înainte de prezentare, că eu fix cu o seară înainte de prezentare am găsit și muzica și la mine istoria în cap s-o strâns cum despre și în generalitate și cum muzica trece de acolo încolo și deși trebuie să fie așa și fel de emoții, că e că aici ies doamna cutare, acolo doamna cutare, ele se transpun cumva în alt mod și eu lămuresc tot conceptul cu fiul la mine s-a făcut și de-am tot îmi place, de-am nic nu mă enervează și ca feedback, gen, dar poate tu mâine nu te prezinți. Totuși îmi pare colecția, la modul îi pare colecția slăbuță. Și blin, bă, ce-ți-a hrănit? Eu mâine am show și tu ne azi îmi spui că eu mâine nu mă prezint? Zic, duceți-vă nahrân. Cât de tare vă iubesc, eu mâine vine să vă dau nu știu cu ce în cap. Și de acolo, tipa, m-am liniștit. Și era în sală cu orgă prezentarea. Și eu aud din culisă cum reacționează sala. Și de aici, eu sam sebe dăcăzal ștotă. Într-un oarecare mod. Dar într-așelăși timp, eu nu pot răsufla, tremur, vreau să plâng și nu pot plânge. Ele de aici mă liniștesc în spate, jale, tăte gine, nu retrăic, tăte frumos. Și după asta am spus că mai mult, niciodată nu ascult pe nimeni planul ăsta. A mai fost încă o dată un caz, cu o săptămână înainte de plecare la un show, o persoană a decis pună niște puncte la deasupra iului atunci când nu era momentul de pus. Nahrena! Zic, tu poți să răbzi o săptămână, două și după asta pune măcar și un milion de puncte. Că eu în loc să mă concentrez am cum zbrodez eu rog ieșea în auriu, eu mă gândesc și figne am făcut eu ca să... Merit asta. Ca să merit asta și cum eu să ies dintre asta. Uf. Înainte eu mă uitam și fac alții. Acum stau eu să nu mă uit. De câțiva ani. Mă pritem la chestia așa că noi făceam tăți una și așeiași. Oricum, baza e așeiași, dar furam vizual prea multe elemente de la altcineva. Și unde eram eu, nu știu. Citesc biografii de-a lor. Dacă sunt filme documentare, pot să mă uit la filme documentare când ea asta îmi place. Dar stau, scrolluiesc pe Instagram sau să mă uit pe Vogue Runway și au prezentat de ori data asta, nu. Eu și la Artur Gureau am vorbit pe tema asta, eu pur și simplu nu cred în credibilitatea influencerilor, la o mare parte. Sunt care se treabă, dar eu nu cred. Cât un pic, noi ieșim din zona de standard. Tineretul iese. Chiar așa. Ne ducem la piana vișnea și vedem tot ce e frumos. Și de măcar am avut săptămâna asta discuții cu un prieten care stă în Londra și el spune, pentru tine probabil că aștia care ies un pic mai pestristat îmbrăcați îți pare o chestie de ieșit din comun și din zona de confort comparativ cu altă parte sură care este în jur. Dar dacă te uiți atent, tot aștia care sunt pestrițați îi seamănă unul cu altul. Același copy-paste, dar pur și simplu la un nivel mai colorat. Și eu șoalea că m-am prizadumat pe tema asta. Dar oricum, un pic mai mult au grijă de dânșii, atât fetele cât și bărbații. Persoana care are grijă de păr, las fii, spre exemplu, nu spălat proaspăt, dar el pe libum e aranjat și care știe cum se parfumează, nu cu fake-uri. Și dacă n-are posibilitate să iei parfumuri mega, nu,
scumpi, el știe cum să leagă prin un comerț mai larg, alegi mirosuri care sunt mai deosebite. El deja are gust. El știe gustul la mâncare și înseamnă calitativ și nu. Sunt tare mulți factori care influențează. Vinul calitativ, cafeaua bună cu lapte sau nu e bună cu lapte, e cu zahăr sau fără zahăr. E că chestia asta am învățat-o în pandemie. Ca tare. De ce cauză spun că nu are importanță și income-ai. Atunci situația care era, cineva lucra, cineva nu lucra, banii se irosesc fix așa cum în perioada asta de război, când te uiți la ucraineni care îi pleacă undeva, inițial sunt pregătiți, spre exemplu, dar după, până te adaptezi, asta durează. Și atunci ne-am dat seama că eu în pandemie am intrat cu 40 lei. Eu înainte de asta am avut un shooting în Italia, am dat salariile și în shooting am aibit toți banii care am avut. Cu gândul că eu vin acasă, peste o lună, peste două săptămâni, eu dau o serie de comenzi care să ne aducă venitul care îmi trebuie. Sau, pastipena, primesc avansuri și eu dintre asta cumva rezist. Eu am intrat cu 40 de lei. Noi, pe lume, facem cine acasă, cum era făcută rezerva de produse alimentare în frigider. Îmi zic, fetele, căruși ne strângem după ora 10 când menții nu umblă și faci mă leac de tus. Eu sunt fericit când eu gătesc pentru oamenii mei și îmi place să gătesc. Și când noi vorbim despre tot și despre toate, sunt fericit în prezentări, când ieși la final în backstage te tremură, dar și pe jizni eu sunt șisliuțic. În retreat m-am dus pentru asta ca să înțeleg mai bine ce înseamnă fericire pentru mine. Oricum, în sine eu sunt lucky person și happy person, dar o perioadă lungă de timp cum am învățat să făicuim chestia asta, probabil. Și după sunt, oricum, la fiecare cumva perioade, trăiri, treceri, care nu întotdeauna nu știu cum să facem, cum să trecem asta. Și mai bine îl presupun la vârstă un pic mai devreme decât eu să mă trezesc la 50 de ani și să mă gândesc eu, viața mea n-am trăit-o. Că am văzut așa exemple. Mama, papa, prostite. Ei nu erau fericiți împreună, ei trăiau împreună și tu pur și simplu îți dai seama că tu iei exemplu. Vrede, bă, tu nu iei, că tu nu vrei să fii așa. Dar în fine, tu trezești fix în trășești situații că tu nu te dispari din cauza că, blin, dar vdruc asta nu e corect. Dar vdruc tu ești hrănovă, dar nu, că nu ți-i țigine. Și, hai, după ușă noi suntem, frumos. Dar vei acasă și nu vrei să te uiți, spre exemplu, în oglindă, grubă găvărea. Nu vreau așa să mă trezesc. Din cauza asta mă duc la retreat-uri. Acum, în luna august, am revenit din Paris. Am fost destul de încărcat la atelier și erau și comenzi și după erau evenimente la care vroiam să mă duc. Una după alta, și tu vreau de te odihnești, dar tu nu reușești să te odihnești. Și m-am trezit în septembrie, zic, eu dacă mâine nu mă opresc, și vopșe nu înțeleg ce fac, dar dacă eu nu mă opresc, eu pur și simplu buhnesc. Și atunci, ce-am făcut noi? Hai să ieșim la o cină în oraș. И будем ни хрена не делать. Мы не женя дор. Не макар то требуй сфаш. Аще. Лумя нас смор, нас кимби. Când s-a început toată situația asta pe 24 februarie, eram cu doamna Angela în Spania. Eram urma să venim pe data de 25 acasă. Știind că aeroportul s-a închis, la noi sejurul s-a extins pe mai multe zile. Eram în Barcelona, blin, caif. Afară e cald, e marti, oameni frumoși care nu se gândesc la război, de și tu citești noutăți și tu ți spari de chestia care se întâmplă. Și la un moment dat, eu îmi dau seama că eu n-am portmoneu. Dar noi am mers, noi n-am stat. Noi am mers. Și ne-am oprit și doamna Angela, că bă, așa, am ușit să dau facepalm. Tu de ce ți sunt vinovat? Zic, blin, văpșeta nu mă sunt vinovat. Așa, nu gândește. Zic, eu mă sunt vinovat că nu mă sunt vinovat că mi-ai să acasă. Cât de interesant e mozgul ăsta. Tu ți sunt vinovat că ți-ai țigini la moment. Как бы ты спас для тебя, тебе пари рёв, как сэнтэмплу, дар. И атунщ, кэн ту пост тэн цэлэш фэрэ каз ворбэшт,
doar din privire sau cumva asta simte la distanță. Și nu numai decât să fie partenerul tău, poate să fie persoane în genere din jur. Dragoste prietenească, maternală, paternală, sestrală, frățală. Eu vreau să share-uiesc cu persoanele date sau de doamne cândva și persoană, tot ce e bine și tot ce e rău, nu doar tot ce e bine. E chestia de împărțire, de construire, de șlefuire. Minusul meu, eu tare mult construiesc așteptări și iluzii. Îmi fac un bubblegum roz și frumos în jurul meu, care el nu ar trebui să fie. Să văd clar, în culori, dar nu doar în roz. Și acum lucrez asupra la asta, ca să nu fac roz și colorat tot ce e și este. Să văd că este și sur, și verde închis, și căcășiu, și de toate nuanțele. Posibil și imposibil. Ne-am dat seama, m-a durut, ne-am dat voie să mă doară și merg mai departe, ne-am făcut lecții, am învățat lecții și de-o perioadă. Dar dacă apar întrebări, dacă e a tău sau nu e a tău, sau tu nu ești sigur pe tine că e a tău sau nu e a tău. Oricum, este chestia asta, pe subconștient, noi ne dăm întrebări. E că, de regulă, persoana de vis-a-vis ei ne oglindește cum este și ei și pe noi ne enervează, de regulă, asta noi sau nu acceptăm în noi sau nu vrem să acceptăm noi vopșe. Eu mai întâi îmi dau întrebarea, dar poate eu ceva ne tău? Și dacă eu sunt că la mine tătă e tău cum trebuie, dar nu rezonează, drumurile sunt parte, ele nu totdeauna trebuie să meargă împreună. Tu mă învăț să dau drumul la persoană să meargă în modul ei. Poate să întoarce cândva în viață tot așa, că noi să mai întoarcem odată după un colț și a să mai comunicăm cum am mai comunicat. De câte ori am gândit rațional în toate domeniile în viață. Eu atunci mai tare dădeam în bară. Când e rațional, ok, câteodată te închele și doare. Pipeți cum doare. Dar într-același timp eu înțeleg și mulțumesc mult la oamenii jur care i-am. Ei găsesc timp, nu știu, putere, tot ce vrei. Luăm și ne ducem și hai să vorbim. Vrei să taci, hai să tășim unul în față la altul. Vrei să bușești, bușești. Vrei să cânti, hai să cântăm. Vrei, Jenia, să merge pe la Nistru, hai pe la Nistru. Și tu înțelegi că omul te șeruiești cu tine și că tare el puteți să facă altceva. În prietenie, că, spre exemplu, suntem tusofcă de trei și când apare a patrulea, tu eu leacă, trag o gheală supra mea, că ce înseamnă că este a patrulea să comunici mai mult decât cu mine comunica, ce înseamnă asta. Nu, mă prind la chestia asta. În relații, una că eu nu accept să împart o persoană cu una sau alte persoane, pentru mine asta e tabu pur și simplu total. Între asta și constă gelozie. Sau noi construim ceva împreună, sau nu mai bine nu construim nimic. Cândva, cumva, eram gata să primească două doar de zomei de naștere și de an nou. Dar cum dacă mi se oferă, că cu mare drag. Și nu îmi place să facă cadouri. Văd că e de fiind de fliușcă. Eu și dacă ei nu se asociază cu Vasea Pupkin, spre exemplu. Am simțit să dau fără a aștepta ceva înapoi să fie. Dar cel mai frumos cadou că tare asta e timpul petrecut cu oamenii dragi. Eu asta cum înțeleg. Eu încă lucrez asupra la asta ca să am educație financiară corectă. Dar eu cred că Bojica în planul ăsta mă iubește. Că ei dispar și după se întâmplă când îți dai întrebări, blin, ce e așa? Situații, vopșe. Vreau de pătătă e genie. Și după apar. Nu, este chestia asta de frică de să ajungi la zero, dar probabil e mai mult din cauza asta că eu am și animale care trebuie să le hrănesc, numai o mâță și doi câini. Câinii stau la mama mai mult, ultima perioadă. Dar oricum, eu s-o cot că eu am grijă de așa. După este echipă în spate care trebuie menținută. Chiar și fără dânsă, eu pot spune că eu nu sunt. Trebuie să gândești și să faci ca să mergi. O ideal ar și vreo jumătate de limon pe lună. Eu niciodată n-am făcut calcul, nu cât nici ar trebui pe lună. Hătia asta e vopșe incorrect, că tu știi că ai tac cheltuieli fixe și cheltuieli care nu se fixă. Este fixiorul închid și după... Vezi, trebuie de învățat.
Mama s-a prins la chestia asta că e cumva să teme de cifra asta de milion. Da. Și mai multe chestii care discutam și cu prieteni, spre exemplu, deși rochea lui Zuhar Murat costă 50.000 de euro. Zic, dar asta nu e mult. Și eu înțeleg că asta e mult ca tare, asta e o quartieră care eu nu am. Dar asta nu e mult. Zic, eu vreau fix așa să ne vând cândva creațiile, să le fac la așa preț că ele se vândă și mai scump. Să dau atâta că ele se coste nu 50, dar 250. Și să nu mă tem de cifra asta că eu spun 250.000 de euro. Noi discutam și cu fetele pe tema... Pe tema dată, e ca azi acasă fac selfie, trimit în grupul șorul nostru. Și mâine sunt în Paris. La mine fața altfel luminează. Și eu singur văd diferența de... Și nu numai decât să fie acasă, poate să fie și altă locație. Da, mie îmi place, dar e altfel vibe-ul. Probabil în viețile trecute am fost pe acolo. Vreun Ludovic. Prima dată când am mers în Paris, eu aveam senzație că eu acolo mai fost. E comparativ cu în New York când am fost. New York eu l-am văzut în filme. Și nu îmi pare că eu вообще să-l știu pe piață și de ghine. Și când am ajuns în New York și eu zic, blin, ce-o-te ne to? Eu zic, fuge, tot e beton, miroase a fast food peste tot. Și как-то în planul ăsta e inexplicabil. Că Parisul, eu niciodată n-am, până atunci n-am fost atras de cultura franceză. Dar când prima dată am fost, to mi-a intrat și nu a ieșit din suflet. Și mai este un moment. Depinde cu cine vezi prima dată. Sau prin ochii cui vezi locația. El știe cum să aleagă corect locurile, stărete, curasanul cel care e gustos, baghetul care e mai crocant, rozeul care e mai roze decât roze. Și cumva după asta tu odată cu o persoană, spre exemplu, o afli, altă dată singur cauți. Și să fac așa mici istorii care fac un univers întreg. Ultimii câțiva ani mă stărui să nu am așteptări vapșii niciodată chiar de la locul cel care îl știu de mult. Spre exemplu, cum te duci în perioada verii și e aperol într-așelăși loc în care te duci regulat. Și tu n-ai așteptări că mâine poate să fie un aperol rău. Și el se întâmplă să fie rău. Nu se întâmplă. Da. Tu, pe-alibom, te duci că ți-i îți place vibe-ul, dar se întâmplă să fie ploaie afară când tu vrei soare. Dacă sunt tradiții de astea care sunt ritualice, că botezul, cununie, tot asta e ritual, mie asta îmi place. Eu la botez pot să plâng dacă mă duc la cununie, dacă mă duc, mă pot să plâng mai tare decât la... mă atinge. Decât la nunta în sine când îi dau chestia asta de credință, de jurământ, unul față la altul. Iubesc Paștele, iubesc Crăciunul, la Sfântul Păsculiței mă duc. Mie îmi place momentul ăsta, îmi place să coc pască dacă este posibilitate. De vopsit ouă, de făcut tot chestia asta. Eu am văzut o mimare de moarte. Era o persoană cu epilepsie noaptea. Eu m-am spăriat că e moare. Și înainte de asta vorbisem cu fetele mele, cu Alăcica și cu Olicica, despre moarte, tot sara, blin. Și nimeni nu a rămas la mine să doarmă, tăi s-a dus acasă. Și când bați noaptea s-a întâmplat și s-a întâmplat că doamna a căzut în hol, bătea în ușă, că nimeni la trau și mai cu ușa noi am spart capul. Dar m-a spăriat tare atunci. M-a scuturat tare. Dar mă tem. Personal, deși mă tem pentru mine, eu n-am făcut tot ce vreau și vreodată m-am făcut tot ce vreau. Dar n-am făcut tot ce vreau. N-am obținut ceea ce vreau să obțin, n-am simțit ceea ce aș vrea să simt. Vreau să trăiesc și să fac lumea mai frumoasă. E ca asta, e că este presiunea asta care e că tare încurc să trăiești. Trebuie să reușesc și la Cluj să mă duc și să colecții să fac și în Istanbul la expoziție să merg. Prezentarea în zi pus să-l facem. Și tot era în goană. E că în fine m-am trezit la pe data de 30 septembrie. Când a trecut septembrie, el era plin de evenimente. Dar eu într-atât de tare mă grăbeam că toate evenimentele astea au trecut. Ele au fost frumoase, am avut timp frumos. De el au trecut drept pe alături de mine. Când simți că viața merge paralel cu tine cumva. Și tot așa am avut în 21 odată. Era un concert în Teatru Verde. De eu trăiesc o leacă mai deal.
era vară, balconul deschis. Și tu auzi tot vuietul ăla de viață care se face la concertul dat. Eu vorbeam cu prietena și zic, Оль, понимаешь, у меня такое ощущение, что реально сейчас жизнь проходит мимо меня. Вот я есть, но ее нет. Так мне так страшно. Ну, шампус музыка, что я трогаю страху. Сколько не решаешь, что по моей стеке, стеке, время на время социал медиа кума не инфлюенциаза. Вазанд вец фрумас, пиститот, шникреал. Când în realitate e cu totul altceva. Sunt momente când eu vreau să fiu singur în lumea mea și în universul meu, dar asta nu mi-am mult de jumătate zi. Dar restul eu iubesc să împart. Și mă tem să stau singur. Când singur. Că am avut o experiență când am plecat într-o vacanță. De sine stătător, home alone, cum ar fi. Oricum dimineața. Bună dimineața într-un grup șor. Bună dimineața în alt grup șor. Voi ce faceți? Așa este Iana. Oricum cumva căutam comunicare, de măcar eram momentan singur, dar oricum nu eram singur, că eram cu dânsă. Eu mai mult fotoaciot le dădeam decât când s-a acasă. Dragostea super la ce ești faci. Cu dragoste să trăiești. Să nu lupți. Să faci lumea mai frumoasă. Tot din dragoste o faci. Pur și simplu din nehaciu nu o faci.